Dragi prieteni, stimați cetățeni, avem o istorie dramatică și o soartă de neînvidiat. Sute de ani am fost ocupați de dușmani, ni s-a furat credința, limba, tezaurul și pământul. Am slujit și încă mai slujim celor care niciodată nu ne-au vrut binele. Pe ei i-a interesat doar teritoriul unde trăim. A venit timpul deșteptării. Haideți să ne trezim și să ne reîntregim țara și neamul, să devenim europeni adevărați, să avem locuri de muncă bine plătite cu salarii de 5 ori mai mari decât avem acum, să avem burse ca în Europa pensii mari pentru bătrâni, subvenții de peste 3.000 lei la hectar, drumuri și trotuare europene, să avem siguranța viitorului pentru toți cetățenii, pentru copii și nepoți. Haideți să ne debarasăm de minciunoșii care an de rândul ne-au promis marea și sarea, dar de fapt veneau la conducere ca să fure și să agonisească averi pe spatele nostru. Nu avem nevoie de marea și sarea lor. Noi avem marea munții și o țară ca în povești, pe care trebuie să o întregim acum ori niciodată. La 30 octombrie vă îndemn din tot sufletul, stimați floreșteni, să votați unirea cu România. Doar așa vom reuși să scăpăm de minciună și de hoți. DNA-ul românesc îi va pune pe toți hoțomanii la pușcărie, iar banii furați vor fi reîntoși poporului. Așa vom deveni europeni și vom deveni membri ai unii uniuni de state civilizate și prospere. Așa vom scăpa de sărăcie și nedreptate. Politicianul de Republica Moldova, care toată viața sa a luptat pentru unire, este Mihai Gimpu. Din generație în generație, familia Gimpu a avut de suferit de pe urma nesupunerii sale față de regimul de ocupație sovietic. Acum, Mihai Gimpu este candidat la funcția de președinte al Republicii Moldova. El este cel care va reuși să apropie Unirea, iar în anul 2018 Unirea Republicii Moldova cu România să fie aprobată oficial. Au mai rămas câteva zile până duminică, atunci când va trebui să ne pecetluim viitorul. Vă îndemn să măsurați de 10 ori până veți aplica ștampila votat în buletinul de vot. Dacă veți alege Mihai Gimpu, veți apropia unirea cu România. Veți vota Igor Dodon, veți vota pentru Crimea și Donbass. Iar ceilalți candidați au fost implicați în furtul miliardului și în alte activități ilegale care nu le fac față în calitate de candidați la funcția de președinte. Votați unicul candidat unionist, onest, direct și patriot. Votați Mihai Gimpu.